Domnule ministru, ați spus cu subiect și predicat că o persoană care primise în prima instanță o condamnare de 3 ani cu suspendare a fost achitată de instanța de apel, deși decizia nu fusese luată încă. Cât de des chemați magistrat să vă dea raportul și pentru câte alte dosare ați mai obținut informații când sunt pe rol? A fost vorba pur și simplu, exclusiv de o informare eronată în ceea ce mă privește, pe care o regret. Corect! A fost o eroare de judecată. Ați judecat greșit rolul ministrului de justiție într-un stat de drept. Considerați că un ministru de justiție în guvernul României poate rămâne în funcție când face astfel de erori de judecată?